Demonii ei o însoțiseră mereu, nu ca să o chinuie, ci mai degrabă ca să-i fie aproape, să o țină de mână, să-i ghideze pașii, să o ridice atunci când simțea că se clatină. Era ca și cum păzitorii ei ar fi fost îngeri căzuți și totuși nu avea nimic malefic. Oamenii o considerau una dintre cele mai bune și blânde persoane pe care le cunoșteau. Poate că la prima vedere zăreau o scânteie din focul iadului în ochii ei, dar asta era tot. Era cu adevărat o ființă bună și blândă, dar ca orice alt om avea un secret. Al ei era acela că dansa cu diavolul, o făcuse mereu. Amândoi știau bine pașii și păstrau ritmul. Până într-o zi. Așa a început seria Demoni. Nici măcar n-am știut că o să fie o serie, am crezut că o să fie doar acest volum cu această minunată copertă făcută de Alex Voicescu. Mulțumesc, Alex! Și după Demoni au urmat niște cărți cu vampiri, au urmat Revertis, apoi V și volumul 2 din Demoni, Foc. Cum spuneam, habar n-aveam că o să urmeze un volum 2, cu atât mai puțin un volum 3 și probabil un volum 4, un volum 5. Fiecare element al pentagramei va avea o poveste a lui, o poveste dedicată. În curând va apărea partea a treia din Demoni, Aer, pe care tocmai am terminat-o. Dacă v-ați uitat pe site-ul editurii Herc Bennett, ați văzut că este acolo în lucru. Abia aștept să văd și acea copertă, pentru că de absolut fiecare copertă pe care a făcut-o Alex vreodată pentru una dintre cărțile mele m-am îndrăgostit. Am tot spus că îmi doresc să văd fizic pentagrama pe care a făcut-o el, asta. Și mi s-a îndeplinit dorința. Iată, ai grijă ce-ți dorești. Am spus mereu și că dacă nu aș fi avut deja un tatuaj cu o pentagramă, ea ar fi fost aceea. Încă nu e timpul pierdut, nu există nicăieri o regulă care să spună că n-ai voie să tatuezi două sau mai multe pentagrame, poate chiar cinci. Despre Demoni, n-aș ști ce să vă spun, cu ce să încep, de fapt. Despre Demoni pot să vă spun, să vă invit, de fapt, să-i citiți. Să-i citiți cu mintea deschisă, să-i citiți fără să vă așteptați neapărat ca ei să fie răi sau buni. Unul dintre personajele principale ale poveștii, demonul Iadiel, îi spune Lisei, protejata lui și mai mult decât protejata lui, dar dacă nu ați citit deja primul volum, n-aș vrea să vă fac un spoiler. Îi spune că nu toți demonii sunt răi și nu toți îngerii sunt buni. Îi spune că nu există bine fără puțin rău și rău fără puțin bine, că cele două se întrepătrund și se completează cumva. Gândiți-vă la Yin și Yang, dacă vreți. Alb cu un strop de negru, negru cu un strop de alb. Nimic nu este neapărat ceea ce pare. Asta încerc, am încercat și încerc în continuare să vă spun prin seria Demoni. Până și un preot se convinge de chestia asta în volumul 2 al seriei, Foc. Atunci când scriam la volumul 2, s-a întâmplat ceva îngrozitor din punctul meu de vedere. Catedrala Notre-Dame a luat foc, indiferent care vă sunt convingerile religioase. Catedrala aceea este, în primul rând, o operă de artă, asta e părerea mea. De asta consider că e o nenorocire ce s-a întâmplat acolo și pentru că se întâmpla chiar atunci când scriam cartea, n-am putut să nu introduc acel moment în poveste. O fi și o reminiscență a faptului că am lucrat 16 ani la știri și trebuia să bag un breaking news în carte. S-a întâmplat, din păcate, să fie ăsta. O să încerc să găsesc acel fragment, nu m-am gândit să-mi pun semne înainte, habar, o fac o mărturisire. Nu știam ce vreau să vă spun. Așa că nu mi-am pus semne, n-am pregătit nimic, vorbesc cu voi exact așa cum aș vorbi dacă am fi aici, față în față, și am bea împreună o cafea. Deci, da, în volumul 2 din Demoni arde Catedrala Notre-Dame și intervine cineva acolo. Intervin mai multe forțe, niște forțe urâte și întunecate care vor să distrugă, niște forțe ceva mai luminoase care vor să ajute și un preot își dă seama despre ce se întâmplă. Un preot care, culmea, deși despre asta vorbește, ăsta e jobul lui, vorbește despre îngeri, despre demoni, despre divinitate în orice formă a ei, atunci când se trezește pus față în față cu aceste ființe despre care avea așa doar o idee că ar exista și le spunea și altor oameni despre ele, atunci când se trezește pus față în față cu ele, e un pic prea mult
pentru mintea lui. E foarte greu să cuprindă cu mintea faptul că există cu adevărat așa ceva. Până la urmă reușește și chiar se și împrietenește cu cineva, iar nu o să vă zic neapărat cu cine. Dacă auziți din când în când un sunețel mai mic așa, să știți că este cu mine și fata lup. E aici aproape, undeva, seșa. Nu știe să vină la cadru când o chem, dar mai exersăm. Seșa, vii la mine? Deci mama demonilor și fata lup împreună, perfect. Mă rog, semi împreună. Cred că nu-i place să stea la cadru foarte mult. Fiecare cu treaba ei, eu cu cititul, ea cu ronțăitul, mi se pare absolut corect. Fiecare ce știe să facă mai bine. Da. Să încercăm să găsim ceva. Nu, cred că faci mișto de mine. Măcar ai idee câți oameni mor într-un fel absolut cumplit în fiecare an, arși de vis sau sufocați de fum? Sau poate că cifrele nu sunt relevante în lunga ta carieră de înger al focului? Un zgomot ca de tunet zgudui biserica, iar ușile se trântiră și rămaseră închise. Lisa se uită iute într-acolo. O fracțiune de secundă mai târziu, când privirea-i reveni la altar, îl văzu. Nuriel stătea în fața ei, în toată gloria lui celestă. Pielea-i părea țesută din fir de aur, la fel și părul. Din cap până în picioare, îngerul era o statuie vie care emana o strălucire aurie, blândă. Își coborâ privirea spre ea. Doamne, dar cât de înalt ești? Cât ai? 3 metri? Cât de înalt sunt eu cu adevărat în unități de măsură pământene? Câteva mii de kilometri. Forma aceasta în care mă vezi acum este una pe care o folosesc numai atunci când aleg să mă arăt pământenilor, iar asta nu se întâmplă prea des. Lisa pufni. Și tu mi-auzi gândurile. Normal. Pentru voi chiar nu există noțiunea de intimitate, așa-i? Lăsat. Stai înaintea unui înger și aceasta este întrebarea ta? Corect. Scuze. Dar îți dai seama că după ce te măriți cu un demon, ți se cam schimbă perspectiva asupra unor lucruri. Îți cer iertare pentru impolitețe. Dar nu pot să nu te întreb, cum adică mii de kilometri înălțime? Nuriel înclină capul, iar ochii lui strălucitor se îmblânziră puțin când îi întâlniră pe a ei. Adevărata mea înfățișare este ceva ce nici mintea, nici simțurile omenești nu pot cuprinde. Pur și simplu este prea mult, chiar și pentru o vrăjitoare așa de puternică precum ești tu, adăugă el înainte ca Lisa să-l poată întrerupe. Și chiar în această formă mai prietenoasă, cei mai mulți oameni nu mă pot vedea sau auzi. Sunt ca o lungime de undă imperceptibilă pentru pământeni. Tu însă ești specială. De aceea i-am spus lui Iadiel că trebuie să vorbesc cu tine. Îngerul înclină capul în direcția demonului. Te salut din nou, frate. Nuriel. Lisa ar fi vrut să-l mai întrebe ceva. Abia atunci realiză că rămăsese cu gura căscată cât vorbise îngerul. O închise rapid și continuă să-l privească uluită. Evident că lipsa ei de politețe de mai devreme era o reminiscență de pe vremea când ea nu era decât o simplă ființă umană, chinuită de timiditate. De pe vremea când obișnuia să dea ea prima lovitură din pura anxietate și inadecvare. Acum însă îi părea rău. Ok, putem să o luăm de la început, te rog? Îngerul zâmbi. Sigur că da. Știu că ești un suflet bun lăsat. De ce nu-mi spui Lisa? Ei bine, pentru că eu am venit aici să întâlnesc Arma, nu o fată oarecare din San Soledad. Și avem chestiuni arzătoare de discutat. Focul. Da. Lisa se luptă puțin cu propria curiozitate, însă pierdu. Îmi pare rău, dar nu pot să nu te întreb. Există un înger al morții, un înger al dreptății, un înger al focului. Fără supărare, dar mie îmi pare mai degrabă o gașcă de zei păgâni, nu ceea ce creștinii numesc îngerii Domnului. Nuriel zâmbi și mai larg. Nici o supărare. Te întreb însă, cine spune că trebuie să fie ori-ori? Unii oameni ne numesc zei, alții îngeri sau demoni. Cuvintele devin cu mult mai puțin importante când privești imaginea de ansamblu. Ceea ce contează este că suntem aici. Mereu am fost. Încă de la începutul vremurilor. Atunci, Nuriel e același lucru cu Hephaistos? Întrebă Lisa, iar glasul prinsei tremura. Pentru vechii greci, da. Cum ziceam, nu contează ce convingeri religioase ai, dacă le ai, habar n-am. Pe măsură ce scriam, îmi dădeam seama că unele dintre personaje se regăsesc în istoria oamenilor, în istoria religiilor, în diverse scrieri, sub o formă sau alta. Nuriel chiar este îngerul focului, nu am fost lovită de un acces de narcisism în care am vrut să-mi folosesc numele, pentru că Nureldin înseamnă lumina credinței. Nur înseamnă lumină. Nuriel e îngerul focului, îngerul luminii. Așa s-a nimerit. Acum, na.
Am căutat, m-am documentat, mă documentez ca o nebună atunci când scriu ceva, pentru că nu aș vrea să fac vreo greșeală, fiindcă știu cum fac eu când citesc cărțile altora și mă apuc să verific și mă apuc să citesc și mă apuc să cotrobăi. Și nu aș vrea ca voi, cei care citiți poveștile mele, să fiți dezamăgiți dacă vă apucați cumva și voi să faceți ceea ce fac eu. Cum spuneam, fiecare dintre personaje sau unele dintre personajele care apar în seria Demoni sunt personaje reale, oricum căutabile, găsibile în diverse alte scrieri. Acum urmează Demoni 3, Aer. Am scris la un moment dat asta pe măsură ce o scriam. Paranteză, niciodată nu știu de la început cum o să arate cartea pe care o scriu. Habar n-am. Scriu, recitesc, editez, mă minunez. Pe bune, am zis asta? Au făcut ăștia așa ceva? Ok. Partea a treia din Demoni este mai puțin despre puterile armei, despre confruntarea dintre bine și rău, așa cum a apărut ea în celelalte volume, și mai mult despre confruntarea dintre bine și rău în relațiile interumane, nu știu, demoni, vrăjitoare, vrăjitoare, demoni, oameni, oameni, vrăjitoare, vrăjitoare, cum vreți voi. Se cimentează niște relații, altele sunt puse la încercare, vedem cum se termină acolo lucrurile, dacă se termină într-un fel. Și vă aștept cu volumul 3 din Demoni, Aer, în 2020, prin aprilie.